Nomazi rezistenți, care parcurg distanțe mari și supraviețuiesc în condiții super dificile. Sunt obligați să lupte nu doar cu elementele naturii, dar și cu cei mai feroce prădători. În luptă pentru viață, aceste animale sunt gata să se protejeze din toată puterea. Eroul episodului nostru de azi este Kiangul. Kiangul este cel mai mare dintre măgarii sălbatici. Chiar și după standardele cailor înrudiți, are niște dimensiuni impresionante. Cu o înălțime de greabăn de aproximativ 140 de centimetri, greutatea masculilor ajunge la 400 de kilograme. Kiangul se întâlnește aproape în toate zonele tibetane înalte. S-a adaptat la viața la altitudinea de până la 5.000 de metri. Pe aceste animale nu le sperie nici iernile reci, cuvânturi nemiloase, nici aerul cu conținutul scăzut de oxigen. Corpurile lor scurte sunt acoperite cu un strat gros de lână. Copitele puternice ajută să se deplaseze pe terenul dificil, iar sistemul digestiv permite să se hrănească cu iarbă uscată și rigidă. O herghelie poate număra până la 400 de indivizi, iar liderul lor este o femelă cu experiență, care zi de zi își duce herghelia în căutarea pășunilor noi. Dar mestecatul pașnic al ierbii se poate mereu transforma într-o cursă de supraviețuire, pentru că pe aceste meleaguri se găsesc probabil cei mai faimoși prădători în echipă, lupii tibetani. Aceștia sunt una dintre numeroasele subspecii ale lupului cenușiu, însă este inferioară ca mărime față de rudele îndepărtate. Cu o greutate medie de aproximativ 35 de kg, pentru secole au vânat cu succes ungulate sălbatice. Odată cu dezvoltarea creșterii animalelor, cele domestice au luat locul prăzii potențiale. Desigur că oile sunt o țintă tentantă, însă vânarea lor este plină de pericole de moarte. Pentru a supraviețui, acești prădători au învățat să vâneze mamifere mici. Cu toate astea, când se unesc în echipe, pot să vâneze ungulate care sunt cu mult mai mari decât ei și Kiangul este una dintre prada lor preferată. Lupii locali vânează în grupuri mici, dar fiecare prădător îndeplinește perfect sarcina pe care o are. Scopul principal al vânătorilor este separarea țintei de turmă. După asta începe o urmărire istovitoare. În ciuda mărimii, kiangii sunt unii dintre cei mai rapizi cai. Pe distanțe scurte accelerează până la 70 de km pe oră, dar cu timpul viteza lor descrește. Asta este suficient ca lupii să țină pasul. Kiangii sunt foarte rezistenți, dar prădătorii nu rămân în urmă. Aceștia regulat se schimbă cu rolul atacantului principal, prin urmare reușesc să-și recapete forțele. După ce epuizează victima de puteri, lupii trec la faza activă de atac. Chiar și atunci când ajung prada din urmă, nu e ușor să doboare la pământ. O atenție specială a prădătorilor o are nasul prăzii, dar odată mușcându-l riscă să ajungă sub copitele grele. Chiar dacă se împiedică, Kiangul se întoarce rapid pe picioare, reușind în același timp să lovească pe urmăritor. Uneori, o singură lovitură este de ajuns ca să ia atacatorului toată dorința de a continua urmărirea. Dar adesea lupii totuși reușesc să doboare prada, se repezesc imediat la ea în căutarea punctelor vulnerabile. Încearcă să oprească opunerea cât mai rapid încât ținta să fie în supunerea lor. Dar nici asta nu înseamnă victorie, chiar și un kiang rănit găsește puteri să se ridice. Se pare că de data asta a avut noroc. Lupii au simțit mirosul oamenilor, ceea ce i-a făcut să se retragă. Cel mai probabil însă se vor întoarce cât de curând, ca să termine ceea ce au început. Mușcătura nasului într-atât este de efectivă că kiangul nu se mai opune, de asta se folosesc atacatorii. Omul însă din nou strică planurile vânătorilor. Lupii știu mai bine decât oricine că întâlnirea cu oamenii poate să le coste viața. Preferă să stea cât mai departe de ei, chiar dacă asta înseamnă să lase prada pentru care au pierdut multă energie. Lupii nu sunt unica amenințare pentru ungulatele locale. Aici mai vânează un prădător surprinzător de secretos și calculat, leopardul zăpezilor. În ciuda dimensiunii modeste, poate să se lămurească ușor cu animalele care sunt superioare atât în putere cât și în greutate. Acest prădător face miză pe surpriză, dar chiar și ajungând la partea vulnerabilă a corpului acestuia, se pare că nu poate să-l doboare prea ușor la pământ. Sarcina este complicată nu doar de gâtul incredibil de gros, ci și de rezistența impresionantă mixată cu voința de a trăi.
Iangul, fără mare efort, trage din urma sa leopardul de parcă ar fi un pisoi. Prin mișcări bruște încearcă să arunce atacatorul de pe gâtul său. Leopardul zăpezilor nu e unul dintre cei cărora le este frică de dificultăți, așa că nu-și slăbește strânsoarea până la capăt. Pare că norocul e de partea lui, dar chiar și Qiangul, care pare învins, se ridică și continuă rezistența acerbă. Acum leopardul trebuie să fugă. Impresionant! În mare parte a anului, masculii maturi se țin departe de hergelie, dar odată cu începutul sezonului de împerechere, burlacii încep luptele serioase, care includ urmăriri, lovituri cu copitele și mușcături foarte dureroase, ce forțează mirii mai puțin experimentați să plece. Deși nu doar sexul puternic poate să fie agitat, mai ales când merge vorba despre hrană. Vara este un adevărat bufet suedez. Pășuni nesfârșite cu iarbă savuroasă ce le permit să completeze rezervele de grăsime. Doar în 3 luni, Qiangul poate să adauge până la 40 de kilograme în greutate. Localnicii vânau Qiangii din timpuri străvechi pentru carnea și pielea lor, dar habitatul lor greu accesibil și adaptabilitatea la condiții dificile au ajutat aceste animale să-și mențină populația. Astăzi doar în China se numără peste 60.000 de indivizi. Acesta este un număr relativ mic, dar rudele lor apropiate, culanii, sunt mai puțin norocoși. Vânătoarea necontrolată și distrugerea habitatului lor natural pune aceste ungulate într-o poziție mult mai vulnerabilă, dar asta este cu totul altă istorie. Prieteni, scrieți-ne în comentarii ce ați aflat nou din episodul de astăzi. Nu uitați să ne dați un like și să apăsați pe clopoțel pentru a nu rata următoarele episoade. Pe curând!